12 ani. Iosif era sărac și trebuia să muncească din greu pentru pâinea ce o punea familiei pe masă. Când Iisus împlinise 12 ani, îl cheamă la sine și îi spuse cu blândețe, dar și cu gravitate: s-a sfârșit joaca și visarea. A venit vremea să înveți o meserie. Vei fi dulgher, ca și mine. Mâine te voi învăța să alegi din pădure lemnul bun pentru felurite lucrări de dulgherie. A doua zi, plecară la pădure pentru a aduce lemnul trebuitor lucrărilor pe care Iosif le avea de făcut. Dar în ziua aceea, iscusitul Iosif nu a putut tăia niciun copac, căci de cum ridica toporul să izbească un trunchi, Iisus îl apuca strâns de mânecă și îi spunea cu sufletul la gură: Tată, Sfintele Scripturi spun să nu ucizi. Acest copac tânăr nu și-a trăit viața. Lasă-l să trăiască și să se bucure de soare. Iată-l, cum căutând căldura soarelui și-a întins ramurile tot mai sus spre înălțimi. Vor fi destui cei care se vor grăbi să-l taie la anul. Lasă-l, rogu-te, să trăiască și să se bucure de viață. Iar ridica Iosif securea, copilul iar îl oprea. O, te rog, nu-l tăia nici pe acesta! Iată ce multe furnici sunt strânse aici la rădăcina lui! Și cu câtă hărnicie adună ele firicerele de iarbă și paie! Mă tem că multe din ele vor muri dacă vei tăia copacul! Iosif se îndrepta spre alt copac, din care voia să facă o ușă frumoasă. Nu-l tăia nici pe acela, căci văd un cuib de păsările între ramurile lui și ciripitul lor se aude până la cer. Puișorii vor muri odată cu copacul. Iosif se afundă în pădure și, gândindu-se că a pierdut o zi în zadar, scuipă în palme și apucă iar securea, hotărât să-și facă treaba. Iartă-l, nu-l tăia! Strigătul lemnului lovit de topor va urca până la cer, până la urechile Tatălui Ceresc, care ne-a poruncit să avem îndurare pentru oameni, copaci, animale, păsări, flori. Sunt ochi sfinți care plângeau pentru ele. Copilul se ruga atât de fierbinte și lacrimi mari se rostogoleau pe obraj. Tatăl se așează ostenit și trist la umbra unui copac bătrân și cheamă copilul la el. Iisus își puse capul în poala lui Iosif, care îi mângâie cârlionții până când copilul adorme. Urechile dulgherului ascultau glasurile pădurii și deodată prinseseră zvon de glasuri fericite. Acesta e Mântuitorul, șopteau frunzele. Ce pace, spuneau furnicile. Acesta e raiul, ciripeau păsările. Visul nostru s-a îndeplinit. Când s-a trezit copilul și a privit îndelung tatăl și apoi l-a întrebat: spune-mi, tată, de ce nu arunci toporul? Toate uneltele de metal sunt scorneala fiilor lui Cain cel rău. Romanii vin să-ți ceară să faci cruci,
pentru răstignire și tu crumi viața unui copac, pentru ca apoi un om să fie schinguit pe acel copac. Lacrimi amare scăldau obrajii dulgherului. Fiule, un dulgher care îi e milă de copaci și nu îi taie, n-are cu ce lucra și moare de foame împreună cu familia lui. Eu nu voi curma niciodată viața copacilor, șopti Iisus. În ziua aceea, copacii n-au fost tăiați și au rămas în picioare. Dar Iosif era un dulgher sărac care avea o casă de ținut. Așa că a doua zi luă pe Iisus la atelier și începu să-l învețe meseria de dulgher. Cum să măsoare lungimea unei mese, cum să tragă o linie dreaptă pe lemn, cum să folosească sculele de dulgher. Pe pământ trebuie să muncești după cum a lăsat Părintele Ceresc. Și Iosif muncea, iar Iisus ucenicea. Dar Maria bagă repede de seamă tristețea ce se așternea tot mai mare și mai adâncă pe chipul fiului ei. El tăcea și nu mărturisea nimănui pricina tristării sale. Dar ea, ca întotdeauna, știa, fără ca să trebuiască să spună ceva. Când dinții fierăstrăului mușcau din lemn, mușcau din carnea lui, parcă. Când secura se înfingea într-un trunchi, în trunchiul lui se înfingea. Când cuiele intrau în lemn, în sufletul lui intrau și lacrimi fierbinți se rostogoleau grăbite peste lemn, când nu era nimeni prin preajmă, iar inima lui lăcrima necontenit. Așa a învățat Iisus dulgheria.